Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor, 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Hermann Oberth, omul care a revoluționat metodele de zbor și a creat racheta cu combustibil lichid. Un ardelean a fost invitat să asiste în 12 aprilie 1961 la ceremonia de desprindere a rachetei Vostok 1, la bordul căreia se afla Yuri Gagarin, primul om care a ajuns în spațiu. Prezența lui nu a fost întâmplătoare, căci era supranumit părintele navigației spațiale. Pasiunea lui Hermann Oberth pentru aviație și zborul dincolo de limitele terestre a început din copilărie, când a citit de atâtea ori romanele lui Jules Verne, De la pământ la lună și Călătorie în jurul lunii, că a ajuns să le învețe pe de rost. Literatura de anticipație i-a aprins scânteia, care l-a făcut ca în jurul vârstei de 14 ani să construiască primul model de rachetă. Omul și-a dorit din totdeauna să zboare. La 13 ani combate teoria lui Jules Verne prin faptul că stabilește că timpul de zbor considerat de Jules Verne este corect, dar că el greșește asupra presiunii care s-ar fi exercitat asupra oamenilor și astfel la 15 ani stabilește prin calcul matematic că omul poate să suporte între 6 și 10 G, teorie care nici în ziua de astăzi n-a fost combătută. La 29 de ani a scris o teză de disertație numită Racheta spre spațiile interplanetare, o lucrare care a cutremurat lumea științifică, fiind considerată utopică. Marile universități din Europa i-au respins lucrarea. Singura care a acceptat-o a fost Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde Hermann Oberth a obținut titlul de profesor la Catedra de Fizică. Principala idee a acestei lucrări era că poate fi construită o mașinărie care să se ridice mai sus de atmosfera terestră, iar oamenii pot zbura la bordul acesteia. O teorie complet fantezistă pe atunci. Ca orice vizionar, Hermann Oberth și-a urmat visul, iar 6 ani mai târziu, în 1929, a publicat lucrarea Căile navigației spațiale, în care descria în amănunt tehnica zborului spațial. În 1930, brevetează motorul care stă la baza rachetelor moderne din ziua de astăzi, iar în 1931 brevetează procedeul care stă la baza funcționării acestui motor, și anume autoruperea moleculelor de combustibil. Hermann Oberth este cel care concepe costumul de cosmonaut, el este cel care concepe și descrie cu lux de amănunte automobilul lunar. Cu 40 de ani înainte ca Neil Armstrong să fie primul om care a pășit pe suprafața selenară, Hermann Oberth a fost invitat de studiourile cinematografice UFA din Berlin să participe, în calitate de consultant științific, la turnarea filmului Femeia în lună, primul din lume pe o temă astronautică. În atelierele studiourilor de film a construit o rachetă adevărată. Tot acolo l-a cunoscut pe Werner von Braun, pe atunci student, și care mai apoi a construit celebra rachetă V2 în cadrul programului derulat de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial la Peenemünde, dar și Saturn 5, racheta cu care NASA a trimis primul om pe lună. După război, prima recunoaștere oficială internațională este de către Asociația Astronautică Engleză, când îl numește membru de onoare, iar după care și americanii ulterior îl numesc membru de onoare în cadrul asociației lor. Cu mult timp înainte ca omul să depășească gravitația și vehiculele de zbor să ajungă în cosmos, în 1935, Oberth a reușit să lanseze o rachetă la Mediaș. Alături de New Mexico, Berlin și Moscova, a fost al 4-lea oraș din lume de unde a fost lansată o rachetă cu combustibil lichid. V-am prezentat astăzi descoperirile lui Hermann Oberth în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromania.ro. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.